Da. Bună ziua, mai este mă prezint. Sunt Cristina Cipotaru, consultant de cancelare în Sfântul Prefectului și am fost desemnată să reprezint prefectul la ședința de constituire a Consiliului Local. Voi începe prin a da citire ordinului privind convocarea consilierilor locali declarați aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 pentru ședințele de constituire a consiliilor locale din județul Bacău. În temeiul articolului 26 din legea numărul 340-2004, consilierii locali declarați aleși la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 sunt convocați pentru ședințele de constituire a consiliilor locale conform anexului la prezentul ordin. Reprezentantul prefectului la ședința de constituire a Consiliului Local va fi desemnat în delegație scrisă. Ședința de constituire a Consiliului Local va avea următoarea ordine de zi. Alegerea comisiei de validare a Consiliului Local, validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la alegerile din data de 5 iunie 2016, depunerea jurământului de către consilierii locali ale căror mandate au fost validate, alegerea președintului de ședință, prezentarea validării alegerii primarului, depunerea jurământului de către primar, alegerea viceprimarului și constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Doamna secretar, am înțeles că ați fost și locuitor. Da. Veți da citire procesului verbal de consemnare a rezultatului votării pentru alegerea Consiliului Local. Da. Biroul electoral de circumscripție numărul 20 Bociu, prin președinte, respectiv locțiitor, Vilei Elena, prezint rezultatele alegerilor pentru funcțiile de consilier local la Comuna Bociu, județul Bacău, alegeri organizate în data de 5 iunie 2016. Ca urmare a depunerii listelor de candidați de către 5 formațiuni politice, respectiv UNPR, ALDE, PNL, PSD și PMP, am constatat că pentru alegerea celor 13 consilieri s-au depus un număr de 66 de candidaturi, după cum urmează. UNPR 15, PNL 17, ALDE 8, PSD 17, PMP 9. Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de legalitate pentru fiecare din aceste candidaturi, Biroul Electoral de Circumscripție numărul 20 Bucium a constatat că toate acestea au fost valabile. Ca aspect general, candidaturile au fost depuse și înregistrate în termen cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. De asemenea, toate operațiunile pregătitoare, cât și operațiunile de procedură și calea de desfășurare a alegerilor s-au realizat cu respectarea procedurilor legale, neexistând indicii de fraudă electorală. Alte aspecte. Număr total alegător din listele electorale, 2404. Număr total alegător care s-au prezentat la vot, 1452, respectiv un procent de 60,3%. Voturile valabile exprimate au fost în număr de 1364, iar numărul voturilor nule, 88. În funcție de numărul de voturi obținute, Biroul Electoral de Circumscripție numărul 20 Bucium au declarat aleși candidați la funcția de consilier local ai Comunei Bucium pe următori: Cosma Fănică, PSD, Mihalache Ion, PSD, Tudor Florinel, PSD, Ciubotaru Ioan, PSD, Moldoveanu Gașcu Monica, PSD, Brănici Gheorghe, PSD, Matiaș Florian, PSD, Gliga Ileana, PSD, Țărțoacă Stelian, PSD, Denciu Ion, PSD, Antoche Marica Gheorghe, PNL, Diaconu Ion, PNL, Corneanu Mariana, UNPR. Biroul Electoral de Circumscripție numărul 20 Bucium a repartizat aceste mandate corect, aspect verificat și susținut ca atare și de Biroul Electoral Județean numărul 4 Bacău. Nu au fost înregistrate contestații, drept pentru care am întocmit prezentul proces verbal prezentat astăzi aici, în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc! Îl invit pe cel mai în vârstă dintre consilieri, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri, pentru preluarea conducerii lucrurilor și dintre. Domnul Iacu, cel mai în vârstă. Da. Cu ajutorul de aici, vă rog. Deci, eu mulțumesc. Nu știu cui să-i mulțumesc, că m-a delegat așa să conduc această ședință. Adevărul este că n-am mai condus ședințe ca de multișor, dar încerc să iasă treaba bună. Nu-i susține, da? Este bine, merg pe mâna dumneavoastră. Așa. Am în față aici, nu știu dacă e necesar să mai dăm citire. Ne-am citit, doamna, o să ne facă. Așa. Ordinea de zi. Da. Aș vrea prezenta consilierilor.
prezența consilierilor, suntem toți, văd câte... Trebuie verificată prezența, verificată. Am, am condică de prezență, este semnată. Este. Așa, este. Sunt aici. Da, este. Și stați în care și este celălalt constituită și își face desfășura lucrurile. Da. Ordinea de zi, am dat o citire. Așa. O spunem la vot. O, da, ordinea de zi, deci ați văzut, o supunem la vot, da? Mă, și uitați și prevederile legale și în consecință le spun. Cine este pentru mâna sus? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Înseamnă asta? Da. Vă rog. Dăm cuvântul pentru primul punct din ordinea de zi, care... Îi mai dau citire la... Da, alegerea comisiei de validare a Consiliului Local. Așa. Proiect de hotărâre privind alegerea membrilor Consiliului de Validare a mandatelor de consilier local aleși la data de 5 iunie 2016. Propuneri pentru... Deci, supunem la vot, nu? Nu, cine face propuneri? Cine face propuneri? Vedeți că e diferit de cine face propuneri. Înainte de propuneri, trebuie să alegem un număr de 3 sau 5 consilieri locali care vor face parte din comisia de validare. Cine este pentru număr? Cine este pentru 3 sau 5 număr de membri? Pentru 3. Pentru 3, da. Cine este pentru? 3. Împotrivă? Abține? Pentru... Dar fiind aprobarea de 3 consilieri locali ca membri ai comisiei de validare, rog grupurile de consilieri să, propun, să facă propuneri pentru alegerea membrilor aleși. Eu vreau să fac o propunere pentru comisie de validare. Comisie de validare, președintă, propun pe doamna Moldoveanu Dașcu Rodica, funcția de președintă la comisiei de validare. Următor. Mai propuneți pe cineva? Încă doi. Eu propun pe doamna consilier Liliana. Eu propun pe domnul Botaru. Cine este pentru propunerea făcută? Mâna sus. Împotrivă? Nimic. Bun. Trece la următorul punct. Alegeți un președinte și un secretar. Dintre cei trei membri. Da, dintre cei trei membri. Și-o propus să... Comisia de validare alege un președinte și un secretar. Conform articolului 5 al Guvernului, numărul 35 din 2002, aprobată prin legea numărul 643 din 2002. Da, pentru... Eu propun pentru președinta Comisiei de Validare, pe doamna Lovita Moldoveanu Ungașu. Și eu propun ca secretar pe doamna Glica. Cine pentru, nu? Da, pentru fiecare, cine este pentru? Pentru doamna Gașcu, mâna sus. Împotrivă? Abține? Nimic. Pentru doamna Gligă, cine este pentru, mâna sus? Împotrivă? Abține? Nimic. Bun. Mergem mai departe, nu? Urmarea exercitării votului dumneavoastră, Consiliul Local nu are, s-a adoptat prima sa hotărâre din acest mandat, hotărârea numărul 1. Pentru a-și intra în atribuții, Comisia de Validare dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către Comisie Legalitatea Alegerii Fiecărui. Cum se indic Comisia de Validare? Documentele nu cred. Mergem asta la asta. Da, Thank you.
parlamentare pentru a vedea care rezultatul de comunicare de la alegerile dumneavoastră în Consiliul Local. Mulțumesc. Proces de rând, din 25-6-2016, prin prima ședință a Comisiei de Validare a mandatului Consiliului Comunei Buciun, aleși la data de 5-16. Astfel, de mai spus, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Comunei Buciun în ședința de constituire din data de 25-6-2016, prin hotărârea Consiliului Local Buciun, din numărul 26 din 25 iunie 2016, alcătuită din următorii membri, președinte Moldoveanu Gașcu-Rodica și membrii Grigă Ileana și Ciubotar Ionel, în conformitate cu prevederile articolului 32 din legea numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală, a procedat la examinarea verificare legalității alegerii fiecărui consilier în parte. Documentele avute în vedere spre verificare au fost următoarele. Procesele verbale privind consemnarea rezultatelor votării întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare din circumscripția numărul 20 Buciun, procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local la nivel de circumscripție. Dosarele depuse de candidați la biroul electoral de circumscripție numărul 20, Buciun, din care rezultă îndeplinirea condițiilor de bază pentru ca o persoană să poată candida și să fie aleasă consilier local, s-au constatat următoarele. Pentru alegerea celor 13 consilieri s-au depus un număr de 66 de candidaturi din partea partidelor politice, aliniatelor electorale și aliniatelor politice care au participat la alegeri, după cum urmează. Uniunea Națională pentru Progresul României, 15 candidaturi, Partidul Național Liberal, 17 candidaturi, Alianța Liberalilor și Democraților, 8 candidaturi, Partidul Social-Democrat, 17 candidaturi, Partidul Mișcarea Populară, 9 candidaturi. Toate candidaturile au fost depuse și înregistrate în termen și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. De asemenea, toate operațiunile pregătitoare, cât și cele de procedură și cale de desfășurare a alegerilor s-au realizat cu respectarea dispozițiilor legale, neexistând indicii de fraudă electorală. Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale a fost de 2.404 alegători. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la vot a fost de 1.452 alegători, respectiv un procent de 60,3%. Numărul total al voturilor valabile exprimate a fost de 1.364 voturi, repartizate pe formațiunile politice, după cum urmează. Uniunea Națională pentru Progresul României, 108 voturi, Partidul Național Liberal, 238 voturi, Alianța Liberalilor și Democraților, 29 de voturi, Partidul Social-Democrat, 971 voturi, Partidul Mișcarea Populară, 18 voturi. Numărul voturilor nule a fost de 88. În funcție de numărul de voturi obținute, biroul electoral de circumscripție numărul 20 Buciun a declarat aleși următorii candidați la funcția de consilier local al Comunei Buciun. 1. Cosma Fănică, PSD. 2. Mihalache Ion, PSD. 3. Tudor Florinel, PSD. Ciubotaru Ioan, PSD. Moldoveanu Gașcu-Rodica, PSD. Brăniș Gheorghe, PSD. Mateiaș Florian, PSD. Gligă Ileana, PSD. Țărțoacă Stelian, PSD. Denci Ioan, PSD. Antohe Marica Gheorghe, PNL. Diaconu Ioan, PNL. Corneanu Mariana, UNPR. Din cele constatate, în urma verificării proceselor verbale de care biroul electoral județean Bacău rezultă că repartizarea mandatelor s-a făcut corect de către biroul electoral județean Bacău rezultă că repartizarea mandatelor s-a făcut corect. Având în vedere declarația de renunțare a domnului Cosma Fănică la mandatul de consilier local, întrucât a fost ales primarul comunei și verificând îndeplinirea condițiilor pentru ca următorul supleant de pe lista de candidați APSD să poată fi validat consilier local, Comisia de Validare constată îndeplinirea acestor condiții de domnul Oancea Ion Gabriel, aflat pe lista de candidați APSD la poziția 11. Prin urmare, în locul domnului Cosma Fănică, în funcție de consilier local, se propune a fi validat domnul Oancea Ionel Gabriel. Față de cele menționate mai sus, s-a concluzionat că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care Comisia de Validare, în componența menționată la începutul raportului, propune Consiliului Local validarea alegerii celor 13 consilieri, mandatul de consilier al domnului Cosma Fănică fiind vacant, urmând a fi validat domnul Oancea Ionel Gabriel.
Comisia de Valorificare. Să punem la vot. Validare se propune de comisia de validare. Fac precizarea că votează numai consilierii și că nu votează consilierul a cărui validare se expune la vot. Pun la vot validarea mandatului domnului care este primul consilier. Antoche Marica Gheorghe. Deci, tu pun la vot. În ordine al faptului. Validarea mandatului domnului consilier. Antoche Marica Gheorghe. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Continuă. Tu pun la vot. Validarea mandatului domnului consilier. Branici Gheorghe. Branici. Împotrivă? Abține? Supun la votare mandatului domnului consilier, votarul Ioan. Împotrivă? Abține? Supun la vot validarea mandatului doamnei consilier Corneanu Mariana. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Supun la vot validarea mandatului domnului consilier Denciu Ion. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Supun la vot validarea mandatului domnului consilier Diaconu Ion. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Supun la vot validarea mandatului domnului consilier doamnei consilier Gliga Ileana. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Supun la vot validarea mandatului domnului Matias Florin. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Supun la vot validarea mandatului domnului consilier Mihalache Ion. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Care a fost Mihalache. Supun la vot validarea mandatului doamnei consilier Moldovean Cașcu Rodica. Împotrivă? Abține? Supun la vot validarea mandatului domnului consilier Tudor Florinel. Împotrivă? Abține? Supun la vot validarea mandatului domnului consilier Țărțoacă Stelian. Împotrivă? Abține? Supun la vot validarea mandatului domnului consilier Oancea Ionel Gabriel. Împotrivă? Abține? Da. Fiind validate mandatele la 13 consilieri, care reprezintă mai mult de 2/3 din numărul total al consilierilor, Consiliul Local este legal constituit și a adoptat astăzi cea de-a doua hotărârea sa, hotărârea numărul 2. Trecem la punctul 3. Da. De pe ordinea de zi, da. Depunerea de către consilierii locali ale căror mandate au fost validate. Mă scuzați.
Consilierea absolvă la legile a fost validată, urmează să depună jurământul potrivit articolului 32 și articolului 34 din legea numărul 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, corelat cu articolul 8, aliniatul 1 din ordonanța Guvernului numărul 35 din 2002 privind regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale. Procedura va fi următoarea. Mare atenție, da? Secretarul dă citire jurământului, după care consilierii validați se vor prezenta în ordine alfabetică în fața mesei amenajate, pe care se află un exemplar din Constituția României, Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituție, cât și, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunța cuvântul jur, după care va semna jurământul de credință. Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se semnează consilierului. Consilierii care se declară atei sau care au o altă credință decât cea creștină pot depune jurământul fără formula religioasă. Consilierii care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept, fapt care se consemnează în procesul verbal al ședinței. Vă rog. Nu avem, cred că asta de cazul, toată lumea este... Constituția testului, și atunci sigur va fi domnul acesta. Da? Dau citire jurământului. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Buciu, județul Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Îl invit pe domnul Antoche Marica Dumnezeu. Legal constituit și în acest sens vă rog să adoptăm hotărârea de constituire a Consiliului Local al Comunei Bucium, hotărârea numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul președinte, vă rog câteva cuvinte, de mulțumire. Da, mulțumim Consiliul Local pentru hotărârea luată, pentru ceea ce am votat și de la următorul punct, nu? Bine,
4, alte pe ordine de zi, alegerea președintelui de ședință. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind declararea ca legat constituită a Consiliului Local Buciu. Proiect 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Deci, în conformitate cu dispozițiile articolului 35, aliniatul 1, din legea 250 din 2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, Consiliul Local Constituit alege, cu majoritatea consilierilor în funcție, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, un președinte de ședință. În aplicarea acestei prevederi de lege, vă rog să propuneți președintele, care să conducă în continuare lucrările ședinței noastre. Propun pe domnul Tudor. Deci, doamna? Bine. Așa, a propus pe domnul Tudor. Așa. Punem la vot propunerea. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Rezultatul alegerii de președinte de ședință se confirmă în hotărârea numărul 4. Da. Și la mine e președintele de vârstă. Ok. Ne invit pe președintele ales să plină conducerea lucrărilor ședinței. Mulțumesc, doamne. Continuăm cu punctul 6. 5. Prezentarea validării alegerii. Proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, punctul 5, punctul 6. Prezentăm punctul 6, care spune felul următor. Prezentarea validării alegerii primarului comunului Buciu, județul Bacău. 6. La dumneavoastră, în jurământul a căzut, deci am dus și eu la primarul jurământului. Dacă înțeleg, n-am făcut prefectului. Dar noastră n-am primit doar un conducator, sau, ca să se facă ordinea. Punctul 5, punctul 5 pe ordinea de zi, în ordine cu prefectului, este prezentarea validării alegerii primarului. Ei, atunci trecem cu un punct în spate și facem în felul următor. La punctul 5 avem prezentarea validării alegerii primarului comun Buciu, județul Bacău. Aici. Prezenta încheierea pronunțată în dosarul numărul 3425/270/2016 al judecătoriei Onești, prin care s-a validat alegerea domnului Cosma Pănică în funcție de primar al comunei Buciu. Sentința civilă numărul 1778/78-PC, din data de 24/6/2016, deci instanța hotărâște, admite propunerea biroului electoral al circumscripției electorale numărul 20 a comunei Buciu, județul Bacău. Validează alegerea domnului Cosma Fănică în funcția de primar al comunei Buciu, județul Bacău, definitivă, dată în Camera de Consiliu și pronunțată în ședința publică din data de 24 iunie 2016. Felicităm pe domnul Cosma Fănică cu ocazia validării alegerii sale în funcția de primar al localității și dorim succes în exercitarea mandatului în funcția de al locului. Trecem la punctul 6, care depunerea jurământului de primarul comunii. Adică pe domnul Cosma Fănică, primar al comunei Buciu, să depună jurământul. În timpul depunerii jurământului, aș fi interogată și pe jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Buciu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Declar investit în funcția de primar pe domnul Cosma Fănică și adresez sincere felicitări și putere de muncă. Mulțumesc, domnul. Thank you.
respect. Punctul 6, fiind ecuitat, vom trece la punctul 6. Proiectul de hotărâre, un punct foarte important. Proiectul de hotărâre primind alegerea viceprimarului comunului Bucim, județul Bacău. Aici, doamnă, dați-mi la timp și situații? Da, da, e bine, e bine. În conformitate cu prevederile articolului 57, alineatul 3, din legea 250 din 2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, una din atribuțiile consiliului locale este, este și aceea de alegerea viceprimarului. Viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizație aferentă, conform articolului 57, alineatul 7 din legea 215 din 2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată. Viceprimarul se alege prin vot secret, conform articolului 11, vot secret, conform articolului 11 din ordonanța Guvernului numărul 35 din 2002, aprobată prin legea numărul 673 din 2002, pe bază de buletin de vot. Dați buletin de vot. Acum imediat îl și dăm la semna. Așa arată. De fapt, toată lumea. Propunerea dumneavoastră vă fi înscrisă în buletinul de vot, după care fiecare își va exercita votul secret prin înscrierea cuvântului da. Scrieți da în dreptul... Dacă n-ați luat pipul, scrieți nu. Deci... În interiorul, deci cuvântul da, în interiorul patrulaterului din dreptul candidatului pe care îl preferați. Propunerea de candidat pentru alegerea viceprimarului se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri, potrivit articolului 11, alineatul 2 din ordonanța Guvernului 35 din 2002, aprobată prin legea 673 din 2002. După exercitarea votului, buletinul se împăturește și se introduce în urnă. Va fi declarat ales ca viceprimar consilierul care a obținut votul majorității consilierilor în funcție. Potrivit articolului 11, alineatul 5 din ordonanța Guvernului, numărul 35 din 2002, aprobată prin legea numărul 673 din 2002. În situația în care nu se va întâlni această majoritate, se organizează un al doilea tur de scrutin, la care va participa candidații aflați pe primele două locuri și va fi declarat ales consilierul care a întâlnit cel mai mare număr de voturi. După aceste precizări, vă rog să faceți propuneri pentru funcția de viceprimar. Mi-aș permite ca prima propunere pe care o fac și care o facem noi, cel puțin eu, este domnul Mihalache Ioan, consilier, domnul Mihalache Ioan. Este propunerea mea pentru funcția de viceprimar și vreau să-l fie trecut în listă. La poziția 1. Alte propuneri, eu ca președinte ședință, vă rog dacă aveți și alte propuneri pentru funcția de viceprimar. A fost făcut. Nefiind alte propuneri, îmi rog pe doamna secretară că să trecem la primul... Să-l scriem la primul punct pe domnul Mihalache Ion, consilier Mihalache Ion. Văd eu acum, dacă n-ai dat plic, o să văd eu cum te cerim. Ce-ai făcut? Post, la fiecare seara. E post? O să stai în genunchi, vreau însă? La mașină, foarte bun. Asta e bun. Nu e bun. Pe listă? Acolo, nu vreau să aturnat listele goloare, ca să nu dați nicio problemă. Nu mai contează. Nu contează, da, este o cutie, uitați. Știi ce ai făcut viceprimarul acesta? Știi ce ai făcut viceprimarul acesta? Știi ce ai făcut viceprimarul acesta? Bun! Tot la de ordine, alfabetică? Nu, alfabetică? În ordine, dacă nu vreau să vă mânc. Nu, aveți pe urmă aici. Dar nu, aici. Urmă aici. Aici urmă și ei. Ei, au urmă. Nu mai este credeți că sunteți. 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 Nu mai este credeți că sunte
Noilor colegi care sunt în echipa noastră și sper și că scopul final o să fie interesul comunității noastre. Vă mulțumesc încă o dată și aveți toată încrederea că nu o să vă dezamăgesc. Atât de mult. Mulțumesc, domnule viceprimar. Alegerea viceprimarului poate continua în hotărârea numărul 5 a Consiliului Local. Trecem la punctul 8. Proiectul de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Buciu. Aici, doamna secretară, vă rog să ne spuneți câte comisii și domnul comisar. Am mers pe același așa. Este propunerea, da? De a merge în continuare și în acest mandat, 2016-2020, cu cele două comisii. Da, dar noi am făcut două comisii de specialitate, pentru că nici nu avem posibilitate. Și am fost, da, și am acumulat din domeniile de activitate ale comisiilor mai multe. Așa. Propunerea, dacă sunteți de acord, deci de asemenea, o comisie, buget, finanțe, lucrări publice, prestări, servicii,
ca și în mandatul trecut. Deci, domnul consilier, dacă sunteți de acord cu... Aveți posibilitatea, conform ați văzut legii, ca să cumulăm, sau să veniți noastră cu alte propuneri, da? Ca și domenii de activitate pe comisie. Deci votăm pentru... Asta este prima propunere. Buget, finanțe, lucrări publice, prestări, servicii. Dacă sunteți de acord, dacă nu, doriți să completați această propunere. Și cea de-a doua, nu, haideți să o spunem. Este Comisia Juridică pentru Administrație Publică Locală, Învățământ, Protecția Mediului și Ordine Publică. Dacă sunteți de acord cu constituirea celor două comisii, de buget, finanțe și de Comisia Juridică. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la propunere. Mi-aș permite... Comisii? Trecem la propuneri. Mi-aș permite ca pentru Comisia de Buget și Finanțe... Viceprimarul îi balansează. Îi balansează, dar la trei comisii este foarte mai, greu. E foarte greu, așa că rămânem în două. 5-5-3, dacă sunteți 13-5-5-3. Da, facem 6-6-1. Și el se poate balansa să fie una așa. 7-6. Cum vreți? Cum face propunerea? Mai facem suplimentar o comisie. Deci avem o comisie. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public, agricultură, gospodărie, protecția mediului, servicii și comerț. Asta e Comisia a doua comisie. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement. Și a treia, Comisia pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a drepturilor cetățenilor. Asta e a treia. Cu a doua și rămân numai două comisii. Deci am votat pentru ființarea celor două comisii, Comisia de Buget Finanțe și Comisia de Juridică. Pentru Comisia de Buget Finanțe mi-aș permite să facă următoarele propuneri. Și o să-i votăm în bloc sau votăm pe fiecare parte, în bloc. Cum doriți. Toți odată. Toți odată. Deci, pentru Comisia de Buget Finanțe, Țățoacă Stelian, dintre această comisie, la constituirea ei, dacă o să fiți de acord, se va alege președintele comisiei și secretarul comisiei. Repet încă o dată, propunerile care le facem. Țățoacă Stelian, Brănici Gheorghe, Gliga Ileana, Ciubotaru Ion, Oancea Gabriel, Mihalache Ion și subsemnat Tudor Florin. Cine este pentru constituirea în această comisie a membrilor pe care i-am citat? Cine este pentru? Cine? Te-a apucat să o da. Nu trebuie urechea cineva. Dacă stai așa. Vă rog să faceți propunul pentru Comisia Juridică. Dăm cuvântul doamna consilier Moldoveanu pentru a prezenta propunul pentru Comisia Juridică. Aveți cuvântul, doamna. Pentru Comisia Juridică îmi permit să fac propuneri pe domnul consilier Madeiaș, domnul consilier Nenciu, domnul consilier Antohi, domnul consilier Diacon și doamna consilier Corneanu, împreună cu mine. Dacă... Supunem la vot propunerile exprimate domnul Loran. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținem împotrivit. Deci cele două comisii au fost constituite urmând ca la prima, în prima ședință, nu? A celor două comisii, să fie aleși președintele comisiei
și secretarul comisiei. Restul, celorlalți membri, urmând ar fi membri în comisiile respective. Ne retragem să facem numiri sau facem aici? Nu, urmează că la prima ședință fiecare comisie să-și aleagă un președinte și un secretar. Deci la prima ședință de luna următoare. Perfect. Deci urmează ca la luna următoare să ne alegem președintele de comisie la fiecare din cele două comisii. Și secretarul. Rezultatul alegerii comisiilor de specialitate se consemnează în puterea numărul 6 și în primul local. În încheiere dau cuvântul domnului primar. Doamnelor și domnilor consilieri, bine ați venit din nou în această conducere a comunei. Mulțumesc pe această ocazie cetățenilor din comuna Buciun, fiindcă din nou a avut încredere în noi, ne-a dat o notă bună și pentru asta trebuie să-i respectăm și să continuăm mai departe proiectele care le-am propus. Tot astăzi, cu această ocazie, vreau să dăm celor doi consilieri, foști consilieri, Cristea Călin și Asan Dion, diplomă de onoare pentru aportul care și l-au adus comunei Buciun. La sfârșitul ședinței, încerc să emânăm diploma de onoare. Mulțumesc că încă o dată domnul consilier dumneavoastră, doamna Ciubotaru și doamna secretar pentru aportul adus astăzi. Acum am să comunez consilier de onoare pentru contribuția adusă. Să fii tot pe lângă noi. Vă mulțumesc. Domnul Asan de Ion. Tot la fiul. Dumnezeu să vă dea sănătate și să fiți sănătoși în continuare. Mulțumim. Dă cuvântul domnului consilier Călin, dacă vrea să-i spună câteva cuvinte. Timp de 11 ani v-am terminat discuții interminabile. După cum știți, astăzi este pentru noi toți o zi de sărbătoare și pentru toți cetățenii comunii care așteaptă cu nerăbdare rezultatele și desfășurării acestor lucrări ziua de astăzi. Sunt bucuros și plin de emoții. Am făcut parte dintr-o echipă care am numit-o familia mea. M-am simțit foarte bine și mulțumesc la toți pentru aprecierile care s-au făcut la adresa mea. Aprecieri, nu știu dacă... Bun, apreciere. Este o cinste pentru mine să primesc acest dar, o să îl numesc, cu titlul de consilier de onoare. Așa după cum v-am spus și vă mai spun câteva cuvinte, sunt plin de emoție, e motiv de închiere, poate. Ce rugăminte aș avea? Urmați pe domnul primar Cosma Fănică în toate proiectele. Ajutați-l să realizeze ceea ce și-a propus împreună cu domnul vice. Ajutați-l în toate lucrările și fiți în continuare o familie
că pe undeva este înțeles greșit opoziție, că n-aș vrea să se facă niște lucrări. Nu. Și opoziția are partea unei ei constructivă. Asta este părerea mea. Ajutați-l în realizarea tuturor proiectelor, așa, și vă mulțumesc încă o dată pentru darul făcut. Vă doresc multă sănătate, felicitări domnul Cosma, domnul primar, domnul vice și tuturor consilierilor că astăzi s-a constituit Consiliul Local al Comunei Bucii. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Călim. Rugăm pe domnul Asandi să ne spună câteva cuvinte. Vă rog, domnul Asandi. Nu, mai scurt. Dar scurt că ceea ce trebuie să spun și eu o spun domnul Călim. Și eu acum, ca să repet cuvintele, să nu are. Dar mulțumesc pentru încrederea care a avut-o în ăștia 11-12 ani care i-am petrecut aici. În fața dumneavoastră, pentru simbolul care mi l-ați acordat, mulțumesc și urez domnului primar felicitări, multă sănătate și oficiul la fel și la toți consilierii, spor la treabă. Mulțumesc! Tot ești forjor. Fă numai să-mi dă făcut bani. Ordinea de zi fiind depuizată, domnului. Mulțumim, doamna Cunotaru, și noi... Mulțumim, doamna! Să fie sănătoasă! Să fie alături de noi!